Fiți atenți că asta e una dintre cele mai periculoase situații prin care am trecut. În primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, mă sună un tovarăș de-al meu. Ăsta e mecanic în Estepona, spaniol. Zice, Adrian, am un Audi A6, dacă îl vezi, zice, bijuterie. Asta e mașina la un francez. Îmi spune el motorizarea, anul de fabricație. Zice, prețul 6.000 de euro. Dacă tu vezi mașina asta, zice, 100% o cumperi. Bun, mă zic. Mâine vin să o văd. Zice, cum să nu? Te aștept. Bă, când m-a sunat tovarășul ăsta al meu, spaniolul ăsta, eram în față la Casconverte, magazinul de mâna a doua din El Ejido. Auzi, arătare pe lângă mine. Zic, arătare? Mâine, zic, te las singur aici. Mâine plec în Estepona, zic, să văd o mașină. Hai, bă, Barosane, zice. Hai, bă, zice, cum să mă las singur aici? Hienele astea, zice. Ia mă cu tine, trăiască familia ta, zice, dar nu m-ai luat și pe mine cu tine. Și auzi, hai să-l sun pe tovarășul al meu, zice, pe marocanul, și să-i ducem telefoanele alea care le avem la vânzare. Dacă tot mergem în Estepona, arătare, bă, ca să-l iau și pe el, știi? Bă, arătare, avea un tovarăș, un marocan în Estepona, ăsta cumpăra tot felul de telefoane. Mai noi, mai vechi. Și auziți, mai avea și marfă de vânzare. Când mai lovea el cât un pont, mai avea și aur, eu știu ce, lovea el acolo. Zice, să sun pe tovarășul ăsta al meu și îi ducem și telefoanele alea. Urmă arătare, zic, hai mă, sună-l. Sună, zic, și vorbește cu el. Bă, când a auzit arătare că-l iau și pe el, auzi, pune mâna pe telefon, sună pe tovarășul ăsta lui, pe marocanul. Bă, eu ce fac? O sun pe rusoaică. Ana, zic, uite, m-a sunat un tovarăș din Estepona, zic, are un Audi A6 la vânzare. Zic, mâine ai timp să mergi cu mine? Bă, să o iau pe rusoaică cu mine. Al doilea șofer, știi, la întoarcere, să conducă ea mașina asta. Zice, da, Adrian, mâine am timp, zice, trebuie să mă iei. Mâine, zice, și mergem. Bun. Păi, mecanicul ăsta, tovarășul ăsta al meu, pe lângă că e un mecanic foarte bun, auziți, și un om de cuvânt. Deci nu-i de la să vorbească aiurea, să bată câmpii, doar ca să-și vândă mașina. Deci om de cuvânt. Băi, fraților, băi, următoarea zi, mă duc, o iau pe rusoaică, le iau pe arătare, bă, ne urcăm în mașină și plecăm cu direcția Estepona. Băi, când am ajuns în Estepona, am oprit frumos la un restaurant să mâncăm. Arătare, zice, bosule, hai să-l sun pe marocanul ăsta, să-i spun că am ajuns, că suntem aici, să vedem unde mă întâlnesc cu el, poate mă duc la el acasă, zice, să-i duc telefoanele alea. Zic, băi, arătare, stai-mă ușor, mă. Bă, stai-mă ușor, zic, am ajuns și noi aici la restaurant. Stai-mă să mâncăm și noi frumos. Pe urmă, după ce mâncăm, e și tu mâncat, îl sun și tu, iau, te vorbești și tu altfel. Te grăbi, mă, zic, stai-mă ușor. Auziți, eu mai cunosc de-ăștia care pleacă să cumpere o mașină, umblă toată ziua, capi, uite așa umblă, să cumpere mașini și auziți, nu mănâncă nimic. Băi, nu mănâncă nimic toată ziua, mă. Băi, oprește-te, mă. Auzi, înainte să te duci să vezi o mașină, te oprești frumos, mănânci, bei apă, te hidratezi. După ce ai mâncat, te-ai hidratat, altfel te duci, vorbești cu omul. Altfel te duci, te înțelegi cu ăla, altfel probezi mașina. Băi,
creierul îți gândește, creierul mai bine, ești hidratat, ești hrănit, te duci acolo leșinat, iau, te amețit, parcă nu ești tu. Înțelegi? Nu ai energia suficientă în tine. Da, mă, oprește-te, mă, mănâncă, mă, hidratează-te. Bine, ăștia ca să strângă bani. Ați înțeles? Să strângă bani. Că dacă vă spun una tare, de acolo de la Cas Converte, vă ia capul. Băi, ce-am văzut acolo, deci așa ceva nu mai uit niciodată. Trei inși au pus mână de la mână, auziți, să-și cumpere o sticlă cu apă. Băi, trei inși, români! Ăștia erau români, mă! Bă, trei inși au pus mână de la mână, 20 de cenți, 3 de cenți, cât e o sticlă cu apă? 80 de cenți, 1 euro. Au pus mână de la mână să-și iau o sticlă cu apă. Băi, ca să strângă bani, mă, bă, așa ceva. Și ce crede? S-au luat la ceartă. Că ăla care a pus mai mult, auzi, a băut mai puțin. Spunea lui, bă, eu am pus mai mult și am băut mai puțin, ia uite ăsta cât a băut. O, bă, dă, bă, cu acest sticla să mai beau și ăla. Stai, bă, că n-am băut, stai, bă, să mai beau. Bă, așa ceva, mă. Ha. În fine, tabără tare, zic, să mâncă și pe urmă îl suni. Băi, fraților, am pus acolo frumos la masă, am mâncat. Băi, după ce mănânci, mai stai și tu ca om 15 minute, 20 de minute, să așeze mâncarea în tine, frumos, te hidratezi, bei apă și pe urmă, mă, pleci la drum. Băi, după ce am mâncat, îl sună arătare pe tovarășul ăsta lui, pe marocan. Zice, bă, am ajuns în Estepona. Eu sunt în Estepona, zice, am venit cu doi tovarăși de-ai mei. Zice, arătare, am venit cu doi tovarăși de-ai mei, zice, stai aici în Estepona. Auzi ăla ce-i spune lui arătare acum, telefonul pe speaker, știi, s-auzea. Zice, arătare, am ceva probleme. Zice, te rog eu frumos, zice, uite, îți las locația. Să vii la mine acasă, m-am mutat, zice, nu mai stau acolo unde știi tu. Îți las locația, zice, să vii la mine acasă, dar te rog eu frumos, vin-o singur. Arătare zice, da, mă, zice, nicio problemă, zice, hai că vin singur. Păi eu acum am auzit, știi? Păi ce se întâmpla? Marocanul ăsta era filat de gardă. Era filat de gardă și, na, nu vreau el să facă așa cunoscut, știi? V-am spus, ăsta ciorditor de meserie marocanul. Băi, arătare, zic, hai că mergem acum, te duc la locație, îi duci telefoanele. Lua ăsta și pe urmă mergem la mecanic. Bine, domne. Băi, fraților. Ne-am urcat frumos în mașină, am plecat de acolo, ne-a trimis marocanul locația, pac, am ajuns la locație, mă. Băi, să dă jos arătare din mașină, să duce cu telefon la marocan. Am așteptat acolo, știi, în fața blocului. Auzi cu telefoane la marocan. Băi, a dus telefoane la marocan, doar ce a urcat bang, a și coborât, știi? A dus telefoane, s-a uitat marocanul la telefoane, acolo ce le-a... Cât să dureze? Nu știu, 10 minute, să zic așa. 10 minute, a urcat telefoanele, bang, bang, s-a uitat ăla la el, i-a dat banii. Acum marocanul ăsta, tovarăș bun. Băi, tovarăș bun cu arătare. Că imediat să vedeți și voi. A venit arătare... Gata, bosule, zice, i le-am dat, ia uite, zice, ce preț bun au luat pe ele, ce alea acolo, arătare, știi, să lăuda și el. Uite ce preț bun au luat pe ele, zice, gata, am făcut treabă cu marocanul. Zice, hai de drumul să plecăm de aici, că vreau să spun ceva, zice. Păi, zice, dacă m-ai luat cu tine, zice, cum, nu fac eu treabă bună? Ce-ai făcut, mă, arătare, zic. Auziți, plec de acolo, din fața blocului, ce spune arătare? Bosule, durează mult aici la mecanicul ăsta, zice, până cumperi mașina, până o probezi, până astea, mai durează mult? Bă, zic, crezi că eu am venit aici contra cronometru, zic, am venit să alerg? De ce, zic, care e treaba, zic, de ce mă întrebi? Păi, mi-a zis marocanul ăsta că dacă mai stăm pe aici prin Estepona,
până pe seară încolo, pe la 9, 9 jumate, îi aduce un tovarăș de-al lui niște aur. Zice, ăsta e fila de gardă. E fila de gardă, și mi-am dat seama arătare. Dacă ți-ai să te duci singur, mi-am dat seama. Zice, e fila de gardă, bosule, și nu poate să iasă din apartament. Și a vorbit cu un tovarăș de-al lui, l-a sunat pe ăla, să-i aduc aur. I-a spus că sunt cu tine, veni și tu cumperi aur, cumperi și mașini. Și a zis că stai să-l sun pe ăla, ce l-a sunat pe ăla, a vorbit cu el. Și a zis că ăla că după ora 9, 9 jumate încolo de seară, îi aduce aurul. Urmă arătare, zic. Păi așa spune, mă, băiatule, zic că stăm. Stăm pe aici prin este până, zic, până diseară. Așa, bosule. Băi, fraților. Păi plecăm de acolo, frumos, banc. Ajung la mecanic. Păi am ajuns la mecanic acolo. Mecanicul ăsta, ca să vă spun așa cum stă treaba, că știți că eu vă explic așa pas cu pas ca să înțelegeți așa, să vedeți cu ochii minții ce s-a întâmplat acolo. Mecanicul ăsta lucra la el acasă. Avea acolo un atelier în curte, lucra la el acasă, atelier mare. În curte aici la el, ăsta ce făcea? Băi, băiat deștept, mă. Deci băiat deștept. Mecanicul. Îi venea mașini. A venit francezul ăsta cu Audi ăsta A6. Să îl repare. Ăsta i l-a reparat. Francezul, ca să vă spun ce s-a întâmplat cu Audi ăsta. Francezul să plece în Franța, știi? Și a zis, băi, după ce o repar, caută-mi și mie om că vreau să o vând. Că eu plec cu avionul acasă, nu mai plec cu mașina asta, asta m-am folosit și eu de ea pe aici prin Spania. Caută-mi client să o dau. Că ăsta în curte aici la el unde avea atelierul, v-am spus, și câteva mașini la vânzare. Acolo în curte, n-avea el o curte mare, dar intra acolo câteva mașini în curte la vânzare. Zice, caută-mi și mie client să dau mașina. Acum ăsta nu putea să o țină acolo în curte, știi, să o vândă, să asta, ce s-a gândit el? Tăi, mă, să-l sun pe Adrian. Vă dați seama cât a cerut francezul pe mașină, dacă ăsta mi-a cerut el mie, 6.000 de euro. Vă dați seama cât a cerut francezul, că și-a pus el ceva peste, normal, nu? Să mănânce și el. Bun, deci deștept spaniolul, mecanicul. Am ajuns acolo, zic, care e, mă, mașina? Zice, Adrian, uite Audi ăsta A6. Zice, uite-te și tu la el, dacă vrei, zice, ia cheia, du-te, probează-l, fă-i ce vrei tu. Dar mașina, zice, eu garantez pentru ea. Îți garantez eu pentru ea, zice, că mașina e bună. N-are nicio problemă. A avut ceva probleme, zice, i-am schimbat eu pe acolo una alta, dar acum mașina merge ceas. Bă, zic, fii atent aici. Tu știi că tu ești tovarășul meu, zic. Eu n-am venit aici cu frică că o să mă arzi tu pe mine. N-am venit aici, zic, să-ți probez mașina, să mă bag pe sub ea, că dacă nu mi-erai tovară, zic, așa procedam. Dar, auzi, zic, eu nici măcar nu ies cu ea să o probez, nici nu vreau să mă uit la ea. Atât că mi-ai deschis tu capota, m-am uitat prin ea, mașina, zic, o cumpăr. Cum facem? Zice, domne, francezul, mașina e pe numele lui. Zice, îl sun acum, acum vine aici că stă aproape, mergem cu el, facem transferenția la chestorie, zice, o trecem pe numele tău și gata. Bă, zic, cu contract de vânzare, cumpărare nu merge, zic, ca să nu mai... Nu, zice, nu, Adrian, nu vrea francezul, că francezul ce vrea să o dea după numele lui. Tai să-l sun, vine aici și merge și facem actele dacă vrei să o iei. Pur, mă, zic, bă, nici n-am mai probat-o. Ce să o mai probez, să mor când ea să o probez, auzi, ăsta mecanic. Tovarășul meu, aveam încredere în el, ce să o mai probez? Bun, mă, zic, dacă nu mai probez mașina, sună-l pe ăsta, zic, să nu pierdem timpul, sună-l pe ăsta să vină, mergem la chestorie frumos, facem actele și gata. Păi așa facem. Îl sună ăsta pe francez, a venit francezul acolo, am mers la chestorie, am făcut transferenția aia după numele lui, pe numele meu, frumos am luat mașina, i-am dat banii, bineînțeles, la
la spaniol, la mecanicul ăsta, știi, tovarășul meu, i-am dat banii pe mașină când ne-am înțeles noi, banc. Bun, am luat mașina, mă. Păi, am luat mașina, zic, băi, vezi, când îți mai cade ceva, mai sună-mă și pe mine. Și da, zice, Adrian, ai văzut că te-am sunat? Bun. Băi, iau mașina de acolo. Auziți, acum țineți-vă bine. Iau mașina, scot mașina de acolo, de la el, în curte. Băi, să urcă rusoaica în Audi ăsta. Eu în mașina mea cu arătare. Plecăm de acolo frumos, zic, hai să mergem la o terasă, hai să mergem undeva să stăm frumos, așa zic, să treacă timpul, să facă ora, zic, să vină ăla cu aurul. Să iau și aurul de la el, dacă tot am venit până aici. Păi ajungem la o terasă. Ia uite, frumos. O terasă frumos, la plajă. Era acolo aproape așa, plaja, frumos. Oraș turistic, Estepona. Frumos orașul. Am ajuns acolo, ne-am pus, zic, băi, arătare. Ia sună-l, bă, pe marocanul ăsta, zic, pe tovarășul ăsta al tău. Ia întreabă-l. Rămâne treaba sigură? Zic, să nu stăm pe aici prin Estepona, zic, și să nu vină ăla să... Da, domnule, zice, că-l sună acum. Bă, pune arătare mâna pe telefon, bă, sună, zice. Da, domnule, zice, pe la 9:30, cum ți-am zis, ăla vine cu aurul, zice, vie aici la mine și ia aurul. Bun, mă! Bă, i-am așteptat pe acolo noi câteva ore. Îl sună marocanul pe arătare pe la 9:30. Zice, arătare, când poți tu, de acum înainte, de la ora asta încolo, zice, poți să vii la mine acasă, dar te rog frumos să vii singur. A venit aurul. Aurul, zice, e la mine. Te rog frumos să vii singur. Da, bă, zice, vin singur. Păi, terasa asta, unde stăteam noi. Bine, că am plecat pe acolo, ne-am mai plimbat prin oraș, ne-am oprit la altă terasă. Terasa asta unde ne-am oprit noi. Să stăm aici ca să se ducă arătare la ăsta, ca să ia aurul, știi? Terasa asta era... Cum să vă spun eu vouă, de aici de la terasă, că de-aia ne-am dus la terasă asta, în apropiere unde stătea ăla, știi? De aici de la terasă, să vedea scara blocului unde stătea ăla, marocanul. Deci, noi vedeam scara blocului. Băi, eu cu rusoaica acum am rămas aici, la terasă. Lume multă. Lume multă acolo, oraș turistic, Estepona. Lume multă, mă. Băi, arătare, zic, mă, că te aștept aici, la terasă, tu te, zic, fă-ți treaba, vezi, zic, ce piese iei și ne găsește aici la terasă. Bine, domne, păi și arătare la el, și-a luat și el lichidul, piatra, știi, cântarul acolo să le probeze. Băi, să duce arătare, mă, la tovarășul ăsta lui. Bine, că avea încredere. Deci, arătare mi-a spus... Bosule, mie nici nu mai trebuie piatră, lichid, cântar, zice, eu am curat să mă duc fără. Eu iau aurul de la marocanul ăsta cu cea mai mare încredere. Ăsta pe mine niciodată nu m-a trădat, niciodată n-a fost pervers cu mine, ăsta nu mă arde. Deci ăsta mie nu o să-mi dea țeapă niciodată, bag mâna în foc pentru el. Mie nici nu-mi trebuie asta, zice, cu mine, dar hai să le iau așa, zice, să le iau cu mine în caz că nu le-a probat el, să le probez eu. Urmă! Bă, și arătare astea cu el, au să duce la marocan în casă. 60 și ceva, 70 de grame de aur. Bă, ce-i spune marocanul acum lui arătare? Zice, arătare, fii atent aici. Aurul, după cum îl vezi și tu, poți să-l iei, zice, să te uiți la el, să vezi, aurul nu e însemnat. N-are pe el nume scris, n-are data nașterii, n-are, deci aurul nu e însemnat. Normal că aurul, zice, e luat cum e luat, ciordit,
Dar aurul nu e însemnat. Deci dacă te oprește poliția cu aurul ăsta, aurul, ca să știi, de la mine, zice, îți spun, n-ai treabă cu el. N-ai treabă cu el că nu e însemnat. Băi, ce se întâmpla? Aurul, chiar dacă era furat, că v-am mai spus eu vouă, aurul, chiar dacă era furat și nu era însemnat, n-avea nume, n-avea data nașterii și alea, te oprea poliția, n-avea ce să-ți facă, n-avea cum să ți-l ia, bine, pentru verificare să ți-l oprească, dar n-avea cum să ți-l ia că nu era însemnat. Că ăștia care aveau aur și era ciordit și era însemnat, avea nume, avea data nașterii, te oprea poliția cu el, gata. Erai luat, erai luat și treaba groasă. Zice, deci chiar dacă te oprește poliția, orice ar fi, n-ai probleme. Bun, mă, zice, arătare. A luat arătare aurul de la ăsta, l-a probat el acolo, bam, bam, a luat aurul. Băi, fraților, păi eu v-am spus, aici în Stepona, oraș turistic, lume multă, mă. Lume multă pe stradă. Băi, cum coboară arătare să iasă din bloc de la ăla? Cum a ieșit din bloc? Auzi, doi civili, stânga-dreapta la arătare, l-au luat de braț, ban fața la perete, percheziția, a luat tot după el, cătușele la mâini, bang, imediat mașina de poliție, l-a urcat în mașină și l-a luat pe arătare, mă. Băi, eu am văzut acolo în fața blocului că erau, dar era lume, v-am spus, nu mi-am dat seama că e poliția civilă. Nu mi-am dat seama că era lume multă pe stradă. Băi, l-a luat pe arătare, mă. Ia uite, mă, mâncați, zic, băi, zic, cum să nu-mi dau eu seama, zic, că erau civili, nu mi-am dat seama că era lume multă și se plimbau stânga-dreapta, stânga-dreapta, deci marocanul filat, băi. Băi, și mă uit, băi, și văd cum îl ia pe arătare, mă. Rusoaica zice, Adrian, l-a luat pe arătare, zice, uite că l-a luat garda. Zic, am văzut, Ana. Am văzut, zic, dar nu mi-am dat seama că sunt civili. Ăia, zic, că sunau repede și spuneam, bă, vezi că sunt civili în fața blocului, nu ieși. Stai acolo în bloc, până îți dau eu semnalul să ieși. Băi, fraților, nu mi-am dat seama, mă. Bun, bă, îl ia pe arătare. Acum, eu stăteam aici, la terasă. Băi, zic, ce să fac? Ce să fac, cum să fac? Să mă duc la poliție după el? Să aștept să mă sune el? Îi dă voie, știi, garda să sune. Zic, mă, sună el. Cum să fac, mă? Băi, ce mă gândesc eu? Zic, hai, mă, să aștept să mă sune el. Că îl duce acolo la secție, îi spune de ce l-a luat, toate alea, bam, 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 și pe urmă îi dă voie să sune, știi? El trebuia să mă sune pe mine în caz de ceva, era treaba de avocat, să-mi spună de avocat, să-i pun avocat. V-am spus, ceasul 10, 10 și ceva să făcuse. Noapte. Băi, aștept acolo la terasă, aștept, 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 aștept. Băi, fraților, mă sună arătare. Băi, mă sună arătare, bă. Bosule, băi, disperat. Băi, disperat l-am simțit în glas. Bosule, să moară familia mea, zice... Fii atent, zice, că e groasă treaba. Ăștia mă suspectează, zice, m-au luat crima, auzi, din cimitir. Păi, arătare, abia îl înțelegeam ce vorbea, știi? Auzi, crima, că sunt suspect, că alea crima din cimitir. Să spun de unde am luat taurul, zice că sunt suspect pentru crima din cimitir. Te rog eu frumos, zice, pune-mi avocat, zice, vorbește cu avocatul tău să vin aici. Să vin aici că e treaba groasă. Pum, arătare, zic, hai închide că sună avocatul. Hai închid cu arătare. Ce să sun avocatul? Că era târziu. Era târziu, 10 și ceva, vă dați seama, sunam avocatul la ora aia. Păi, pun mâna pe telefon, dau un mesaj lui Joachim.
scriu la ăsta un mesaj, bam, 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 Joachim, sunt eu, Adriana, alea, alea, bam, bam, în Estepona. I-am spus acolo tot ce s-a întâmplat în mesajul ăla, te rog frumos, sună-mă când vezi mesajul. Băi, mă sună, bă, avocatul. Imediat, în 20 de minute, m-a sunat avocatul. Ce s-a întâmplat, Adrian? Ți-am văzut mesajul că ești în Estepona? Da, băi, Joachim, zic, uite, sunt în Estepona, uite, am venit cu un tovarăș de-al meu. Băi, am povestit ce s-a întâmplat și l-a luat garda ca un suspect de crimă. Crima din cimitir, zic, nu știu ce crimă o fi, dar zic, cum să fie așa ceva? Și uite, zic, a luat niște aur. Adrian zice, îți dai seama că în seara asta nu pot să vin. Nu pot să vin, că e târziu, zice, din Almeria până în Estepona. Lasă-l să doarmă în seara asta pe arest și mâine, zice, eu sunt acolo la instanță, la judecată și îl reprezint eu. Zice, ți-l scot eu, stai liniștit că eu îl scot mâine. Bine, Joachim. Băi, închid telefonul cu avocatul. Ce zic, bă, la rusoaică? Ana, hai cu mine, zic. Hai cu mine acolo la poliție, zic. Să stau de vorbă cu arătare, să vedem ce s-a întâmplat, zic, să-mi spună și mie. Băi, mă duc acolo, bă, la poliție. Intră înăuntru, bună ziua, bună ziua. Mă întreabă, cine sunteți? Zic, tovarășul la băiatul ăsta care a fost acum reținut după stradă, i-am dat eu nume de familie, nume, alea. Că m-ați întrebat dacă arătare e numele. Lu arătare, nu e nume. Arătare e poreclă. În fine. I-am dat eu acolo nume, prenume, bam, bam. Ah, polițaiul. Băi, bandiți, mă. Zice. Aha, tu ești tovarășul suspect de crima din cimitir. Nu cred că-l mai vezi curând. Nu cred, zice, că-l mai vezi curând. Poate, că i-am spus, mai are o șansă. Să ne spună de unde a luat aurul și e liber. Acum, zice, dacă ne spune de unde a luat aurul, acum e liber. Acum, zice, pe loc îi dăm drumul. Vorbește cu el, dacă vrei, zice, uite, vorbește cu el, spune-i să ne spună de unde a luat aurul, că el nu vrea să ne spună. Și în seara asta, zice, doarme pe arest. Mâine îl prezentă la judecat. Să ne spună de unde a luat aurul și în seara asta e liber. Băi, ăsta, o fi fost el haladit de la gardă, șmecherit, dar nici cu mine nu i-a mers. Cum adică, bă, auzi, suspect de crimă și dacă spune de unde a luat aurul, acum ai dă drumul. Bă, dă-o dreacu de treabă. Păi dacă arătare îl băgau ei suspect de crimă. E mai dătea drumul lui arătare, auzi, spune de unde ai luat aurul și îți dă drumul. S-a făcuse crimă. S-a făcuse crimă. Acolo în cimitir, nu știu, s-au bătut unii, l-au omorât pe unul, deci s-a făcuse o crimă acolo. Dar lui arătare i-a băgat-o că e suspect pentru crima aia de acolo, din cimitir, că ai fost și tu acolo, că alea, spune-ne de unde ai luat aurul și îți dăm drumul. Ca să-l sperie. Ați înțeles? Bun. Da, domne, zic, vreau să vorbesc cu el, zic, să-i spun, să vă spună de unde a luat aurul, ca să-i dați drumul, zic, că n-are el nicio legătură cu crima asta din cimitir. N-are nicio legătură că el n-a fost acolo, a fost cu mine. Zic, tot timpul a fost cu mine, el nici n-a fost acolo. Domne, zice, noi n-avem de unde să știm. Dacă spune de unde a luat aurul, noi dăm drumul. Bun. Dați-mi voie, zic, vă rog eu frumos să vorbesc cu el, că vă spune eu, ca să apuc să vorbesc cu arătare. Zice, bine, vin încoace, dar vii singur. Zice, la Cica trebuie să rămân aici și tu vii singur. Bine, băi, mă bag acolo într-o cameră unde era arătare. Bine, cu poliția, era poliția acolo. Vin încoace, băi, intru acolo în camera aia. Mi-am dat seama că ăștia înțelegeau românește, auzi, înregistrați, translator, bam, bam, spunea ce s-a vorbit acolo. Eu... Ia uite, lua arătare. Mă uitam la el și făceam semn, semnul nostru, știi? Băi, arătare, zic. Mă, ce, bă, spune-mă de unde ai luat aurul ăsta, mă. Eu știi, spune-mă de unde ai luat aurul ăsta, mă, să-ți dea drumul, mă. Tu n-auzi că ești suspect de crimă.
Da, bosule, că sunt suspect de crimă el. Auzi, ce crimă, zice, că eu am fost cu tine, am fost eu, ce treabă am avut eu cu ea din cimitir? Că s-au bătut unii acolo, s-au omorât și că am fost și eu, auzi, prezent acolo, sunt suspect. Să spun de unde am luat aurul. Eu am spus că eu aurul ăsta l-am găsit acolo în scara blocului. N-ai spus tu să intru să-l caut acolo pe tovarășul ăla al tău? Și am intrat, zic, da, mă. Zice, acolo am intrat să-l caut pe tovarășul ăla al tău, am bătut acolo la ușă, la etajul unde ai zis tu și nu e acolo. A zis că nu mai sta acolo, s-a mutat de acolo. Și când am coborât, l-am găsit pe scări. Păi așa zi, bă, băiatule, că l-ai găsit pe scări. Păi și la oamenii ăștia zic, de ce nu spui, mă, adevărul că ai găsit aurul ăsta pe scări, eu știi? Le-am spus, bă, bosule, le-am spus că l-am găsit pe scări, dar ăștia să spun de unde l-am cumpărat, de unde l-am cumpărat. Păi dacă eu nu l-am cumpărat, ci și l-am găsit pe scări, ce să le spun? Am fost acolo la etajul 1, am bătut și a ieșit o femeie și a zis că s-a mutat. Nu mai stă acolo tovarășul ăla al tău, s-a mutat acolo. Băi, arătare, zic, domne, zic că a găsit aurul pe scări. Eu l-am trimis, zic, să întrebe de un tovarăș de-al meu, de unul Ion. Zic, Ion îl cheamă pe tovarășul meu să întrebe de el și s-a mutat acolo, nu mai stă la etajul 1. Și a găsit aurul ăsta pe scări. Nu, zice. Nu merge asta că a găsit el aurul pe scări, pentru că noi am găsit lichid de probat aur la el. Am găsit piatra, am găsit cântarul, deci el s-a dus pregătit, zice, acolo în bloc. Păi, auzi, nu erau proști, vă dați seama. El s-a dus pregătit, zice, cu piatră, cu lichid, cu cântar la el, să cumpere aurul ăsta. Cum să găsească el aurul ăsta pe scări? Băi, n-aveau ce să-i facă, că era cuvântul lui contra cuvântului lor. Deci n-aveau ce să-i facă lui arătare. Băi, ăștia ce vroiau de la gardă? Ăla fiind filat, marocanul ăla, garda avea nevoie de o plângere. Deci să se facă denunție că s-a cumpărat aurul ăsta de la marocan. Ați înțeles? Ca să poată garda să-l salte, bă. Imediat să-l salte pe ăla de unde ai aurul, de alea, de alea, să-l ia la întrebări, el fiind și înfilat de gardă, ați înțeles? Ei nu putea să-l salte pe ăsta, pe marocan, pentru că n-avea de la arătare zbang, turnarea, cum ar veni. Dom'le, am luat de la ăsta, da? Bun, scrie aici că ai luat de la marocanul ăla, scrie arătare semnat, hap, în secunda a doua îl sălta pe marocanul. Băi, arătare? Arătare nu și-a dat în gât tovarășul, mă. Nu și-a dat în gât tovarășul. Zic, băi, arătare, zic, asta e. Dormi aici pe arest, am vorbit cu avocatul, mâine vine avocatul, zic, la instanță. Da, bosule, zice, nu-i problemă. Eu, uite, vă, zice, dorm acum pe arest, mă pun și eu frumos, mă odihnesc. Și așa, zice, am alergat, zice, zilele astea sunt capiu, mă doare capul, zice, de oboseală. Mă pun și eu să dor. Ce să fac dacă oamenii ăștia, zice, nu mă cred că eu am găsit aurul ăsta? Lasă că merg mâine la instanță. Și mâine la instanță spun că poate acolo mă crede că l-am găsit. Arătare. O, arătare, zic. Hai, ne vedem mâine la instanță. Bine, domne. Băi, arătare, arătarea prefera să doarmă pe arest, dar să nu-l dea pe tovarășul lui în gât, mă. Băi, a preferat să doarmă pe arest, dar să nu-l dea pe la în gât. Ați înțeles? Bun, băi, fraților, am dus frumos cu rusai, că ne-a luat o cameră la hotel. Băi, următoarea zi, la prima oră de dimineață, m-a sunat avocatul. Adrian, vezi că plec spre Stepona, zice, ne întâlnim acolo la judecată, la Huzgau. Bun, Joachim. Băi, pe la 11 și ceva, 11 jumate, l-a scos pe arătare la judecată. A adus pe arătare acolo la judecată, a venit și avocatul Joachim. Ce s-a întâmplat, domne? Poliția, că uite așa, 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 uite documentele aici, bam, 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 că a spus, știi cum s-a întâmplat, că l-a reținut pe arătare, că a ieșit din bloc de acolo unde era marocanul și alea, și alea, și alea. Și el a luat aurul de la marocan, dar nu vrea să spună, că el a spus că l-a găsit cu d-astea. Avocatul zice, liber, vă rog frumos să fie liber. Aveți dovezi că a cumpărat el aurul de la ăla?
Păi că să vezi că nu știu ce, băi, și acolo avocatul, auzi, cu dale lui. Bam, 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 ce a spus avocatul, vă rog frumos să-i dați aurul înapoi și să-l puneți liber. Nu sunt probe, nu sunt dovezi că a cumpărat el aurul de acolo. Bineînțeles că ăștia de la poliție știau, mă, știau că după ce ajunge la judecată îi dă drum, dar ei au încercat-o cu arătare. Au băgat-o că e suspect de crimă, că ești alea, spune de unde ai luat aurul și când a venit avocatul, n-a mai că suspect de crimă, că nu mai, că a cumpărat aurul de la marocan. Deci ei au băgat-o pe asta ca să-l sperie. Să-l sperie pe arătare și a zis, băgăm frica în el, suspect de crimă, să spună de unde a luat aurul. Ce-o fiți când aude ăsta că e suspect de crimă, vomită tot. Tot! Pulpoi, nu le-a mers cu arătare. N-a spus nimic. A preferat să doarmă acolo pe arest. Dați aurul înapoi, nu? Că aurul rămâne la verificat, să vedem dacă e furat aurul și alea, bă. Na, așa e legea. Așa e legea. Suspect, știi, rămâne la verificare o săptămână și alea. Bun. Bam, bam, s-a întocmit acolo actele că rămâne aurul la ei, la poliție acolo, l-a verificat, îi dă drumul la arătare, îl pune liber. Bine, că după o săptămână l-a sunat pe arătare, v-am vină să-ți iei aurul că n-are probleme. Deci aurul nu avea probleme, mă, că nu era însemnat. Ați înțeles? Băi, fraților, băi, dă drumul la arătare de acolo, îl pune liber, bineînțeles, am plătit avocatul, a rămas aurul acolo. Am ieșit, avocatul s-a dus la treaba lui, îl iau pe arătare de acolo. Bă, zic, bă, dracu ești, bă, n-ai spus, bă, nimica. Bravo, mă, arătare, zic. Bravo, foarte bine că nu ți-ai dat tovarășul în gât. Cum, bă, bosule, zice, să-mi dau eu tovarășul în gât și... Păi stai așa puțin, zice, că-l sun acum și îi spun. Deci îl sun, îi spun să vezi. Să vezi cum îmi dă banii înapoi care i-am dat la avocat. Să vezi, zice, că ăsta-i tovarăș. Ăsta-i tovarăș. Bă, nu l-a sunat, mă, arătare. Bă, l-a sunat arătare, i-a spus. La marocan. Vezi, marocanul, arătare, stai liniștit, trimet om, îmi spui unde te găsește, trimet om acum, vine și ți-aduce banii care i-ai dat la avocat. Marocanul, bă. Bun. Așa am făcut, am mers acolo, a trimis marocanul om și a venit și a adus banii lui arătare care i-a dat la avocat. Mulțumesc, mulțumesc, arătare, că nu m-ai dat în gât, că nu m-ai turnat. Ți-am spus că sunt filat, marocanul, știi? Ți-am spus că sunt filat, că ăștia mă urmăresc, vrea cum necum să mă bage cu ceva. Băi, a venit un marocan după noi, bang, ne-a adus banii acolo, s-a dus, i-a dat la un chelner, te-a dus și duci banii acolo la băieții la masă. Noi stăteam la masă, știi, la terasă, s-a auzit marocanul, bang, la ala, bang, a venit și ne-a adus banii, mă. Băi, ne-am luat banii de la ăla care i-am dat la avocat, ne-am luat mașina, băi, fraților, ne-am urcat în mașină și direcția El Ejido. Deci, ca să vedeți și voi de ce e în stare garda să facă, bă. Să-l sperie pe ăsta, suspect de crimă, că ai fost și tu acolo, trebuie să vedem, să analizăm camerele de filmat, să alea până atunci rămâi arestat. Dacă spui de unde ai aurul, ești liber. Băi, ca să vedeți și voi, ăștia de la poliție au crezut că-l sperie pe arătare. Ce-o fi zis? Aba, așa să-i spunem că e suspect acolo de crimă, dacă ne spune de unde a luat aurul, îi dăm drumul. Dar nu le-a mers. Cu arătare nu le-a mers, mă. Arătare, domne, l-am găsit. Bă, te băgăm pe arest, băgați-mă. Omorâți-mă, făceți-mi ce vreți, eu vă spun că l-am găsit. N-a avut ce să-i fac. Marocanul. Daia l-a sunat pe ăla, bă, vino să-mi aduce aurul, uite un tovarăș bun aici. Vino să-mi aduce aurul, să-l dau la tovarășul ăsta al meu. Și nu l-a vândut la altul străin, că nu știa. Altul poate era de la gardă, infiltrat, zbang, să-l ia. Nu-l cunoștea, n-avea încredere în el. Dar în arătare cea mai mare încredere. Daia a zis arătare, bosule, eu am curat să iau aurul de la ăsta neprobat. Marocanul pe mine nu mă păcălește. Asta înseamnă
să ai un tovarăș care să te bazezi pe el. Mare lucru. De-aia v-am spus, să ai cuvânt, e mare lucru. Să fii om. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Aveți tot respectul meu, pe toți care apreciați cu un like, care mă salutați în secțiunea pentru comentarii, care distribuiți vlogurile. Aveți tot respectul meu. Vă spun numai bine, rău la nimeni. Și auziți, țineți-vă bine că vlogul următor va fi bombă. Așa cum sunt toate vlogurile mele, de altfel. Numai bine, rău la nimeni și multă sănătate la toată lumea.